Hai să vorbim despre mine și lucrurile importante din viața mea. Prietenii mei, banii mei, femeile mele, cine sunt eu și ce valoare am. Uite-i, frate, ce-i dă. La schimbul, că mai spală cazanul ăsta, olea. Da, vreau să spun că sunt dezamăgit, dar nu-i cuvântul potrivit. Sunt realmente scârbit de faptul că fac parte dintr-o nație de invidiați, plin de ură și de năduf la adresa conaționalilor. Care-i conaționali? Că de români vorbesc, nu? Ăia pe care-i vedică, să ridică și ei până la piciorul braștii, că-s mai deștepți ca ei. Și în loc să te bucuri, uite mai am ajuns și ăla până la piciorul braștei, e dă-i în cap și trage în jos în mocernă lângă tine. Care-i contextul, ca să-l înțelegi? În fiecare an, în luna iunie, ne amintim evenimentele din 90 de la București, când au venit minerii prima oară, prigoana intelectualilor. Care sunteți mai bătrâni, cu siguranță vă amintiți ce grozăvii au făcut minerii atunci. Care sunteți mai tine și nu vă amintiți, studiați, că e bine de reținut. Bun, în contextul ăsta, un domn deputat USR pe numele lui Iulian Bulai a povestit pe Facebook că atunci își amintește o discuție pe care o purta cu mămica lui în anii 90, el avea doar 2 ani jumate, despre mineri. E, atâta le-a trebuit la hoardele de români, că i-a sărit în cap să-l ironizeze, să-l dea în spaimă. Adu-ți amintești tu, e, ce discutai cu mămica ta la 2 ani jumate? Tu la 2 ani jumate erai cu deștul în gură, auzi, vorbea despre mine. Numai așa l-a ținut pe săracul om de-o băgat capul în pământ de rușine, n-a mai putut să spună nimic. Așa că, dragii mei, dacă deputatul Iulian Bulai, e prea băiat finut să vă răspundă, cu mine nu vă merge așa. Pentru că pe mine nu mă interesează ce o să spuneți. N-am niciun mandat de pierdut. În primul rând, aflați că în viață nu ne naștem toți egali. Știu, e o surpriză pentru ăștia cu gândire comunistă. Dar nu ne naștem toți egali. Unii se nasc mai bine mobilați genetic, ca să mă exprim științific. Și eu nu vorbesc niciodată pe vorbe, pentru că am școala vieții și vorbesc doar din experiență personală. În cazul meu, nu la vârsta de 2 ani jumătate ca Iulian Bulai, ci la vârsta de aproximativ 2 ani, rețineți, eram deja considerat o capacitate a Iașului, orașul în care m-am născut, am crescut și m-am format ca intelectual. Prima persoană care și-a dat seama că aș putea fi atins de geniu a fost mămica. Dar știți cum se spune? Orice cioară își laudă puiul, nu? Total de acord, eu nu contest asta. Însă aflați că după mămica, la aceeași concluzie au ajuns și vecinii, și oamenii din cartier, apoi ușor, ușor s-au răspândit în tot orașul. Unde ieșeam într-un parc, aproape toată lumea spunea să nu fie de ochi, doamne, ce băiat frumos aveți și deștept. Secretul nu a putut fi păstrat foarte mult timp și ușor, ușor a ajuns până sus în structurile centrale ale Partidului Comunist. Partidul Comunist a avut și păcatele lui, cum ai asta, dar mai au avut și lucruri bune. Deci, dacă tinășteai un copil atins de geniu, cum am născut eu, erai automat considerat bun național. Din acest motiv, părinții mei au primit o înștiințare de la secretarul de partid, cum era atunci pe județul Iași. Doamnă, o comisie formată din specialiști de la București, la Institutul de Astronomie, va veni să vă testeze băiețelul. Vă dați seama, când au aflat, părinții mei au izbucnit în plâns de bucurie. Țin minte că a început să dansează dansuri interzise de regim, lambada, saltă în pepa, de fitu salce la mal, cum era pe atunci. Pentru că trăiam cu senzația că o să ieșim în sfârșit din foame. Atenție, copii, erau negri ani 80, în plină perioadă comunistă, ani cu multe lipsuri pentru toți românii. Nu știu, aș putea să-i compar, ca să vă faceți o idee, doar cu anii 90, 2000, 2010 sau 2020. Ei, și țin minte, cu o seară înainte să vină comisia să mă testeze, mămica mi-a făcut baie în apă caldă, încălzit un cazan de ăsta mare pe aragaz, m-a dat cu ulei frumos, m-a despăduchiat, totul absolut. Și nu mi-e rușine să recunosc că aveam și păduchi, dar erau păduchi românești, păduchi naturali, robuști, nu porcării chimicale cum se importă acum. Da, deci arătam ca scos din cutie. Neckerman, cum se spunea pe atunci, după celebra revistă nemțească. Pentru că ce se întâmplă?
În viață contează inteligența, dar contează foarte mult și aspectul, cum te vinzi, mă înțelegi? Iar părinții mei s-au gândit, băi, dacă o să-i facă ăștia o poză pentru ziarul partidului, una-i să vezi un copilaș grăsunel, cu pelea strălucitoare, cu zuluf blonz, plesnind de sănătate, și alta să vezi un păduchios murdar la gură, nu? Deci, vedeți, de atunci aveam în minte niște idei capitaliste. Și țin minte că mama m-a așezat în pătuț, atenție, aveam 2 ani. O luat, s-o cățărat și o luat de pe dulap o portocală, o raritate. Mama lucra la o școală și mi-a ajutat pe fel de fel de prostalanți, trec bacalaureatul. Și îi dădeau atenție. O desfăcut, o mi-o dat-o și mi-a zis așa. O să fie bine, să răspunzi frumos, să nu-ți fie frică, că nu-ți face nenea nimic, hai că se poate, o să ieșim din foame, trăiesc cu cuiețul și amami de scuieț, că va duce mama vouă, lapte, brânză, unt și ohohohohoho! Da, ei, ceva de genul ăsta, nu mai rețin exact, aveam doar 2 ani. În schimb îmi amintesc că a doua zi a venit comisia, 4 bărbați de la București, toți cu chelii, cu ochelari de aia, cu rame groasă, 3 s-au recomandat ca fiind de la institutul ăsta de astronomie și al 4-lea, nu mai rețin de unde, dar știu că îl chema Pacepa. Și el a spus lui mama, dacă pot să stea singur cu mine într-o cameră, aveam 2, pentru aproximativ o oră jumătate. Mama i-a zis, dar bineînțeles, tovarășe, copilul este atins de geniu, foarte liniștit, o să vedeți. Am intrat în cameră, prima oară m-a întrebat câte degete vezi. I-am spus imediat, ei, așa, spune-mi, ei. Ei, vă imaginați, gradul de dificultate al întrebărilor a început să crească progresiv, am intrat în discuții referitoare la scoarța terestră, atmosferă, univers, univers paralel, găuri negre și țin minte că după vreo oră jumătate vorbeam despre opinia mea cu privire la deformarea spațiu-timp, când deodată am văzut pe toți că s-au îngălbenit la față și s-au uitat lung. Eu am început să râd și spuneam, caca, 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 dar și eu zis, îi de ajuns tovarășii copil, ne-am format o opinie, raportul este aproape gata, am ieșit din cameră, părinții mei, vă dați seama, erau în a nouălea cer, au întrebat care e rezultatul, li s-au spus să aștepte câteva zile, pentru că vor să facă ultimele analize și o să primim o înștiințare acasă. După fix o săptămână, țin minte că am primit o scrisoare, nu în poștă, mi-a adus-o personal șefa poștei din Iași cu plecăciuni. Țin minte că era un plic mare roșu cu antetul Comitetului Central al Partidului. Tata nu a vrut să-l desfacă, până nu ne-am adunat toată familia, cu frați, surori, unchi, mătuși, verișori, suntem familie mare, brigadă. O desfăcut-o, la început, mă rog, erau menționați membrii comisiei, criteriile de analiză, cum se face de obicei. Iar în concluzie, spunea așa. Băiețelul dumneavoastră, adică eu, este atât de prost, încât nu reuși nici măcar să răspundă corect la întrebarea câte degete vezi. Fiți atenți, ca să vă faceți o idee cât de pervers era regimul comunist. Ei susțineau că mi-ar fi arătat 5 degete și eu am răspuns tei. Eu tei știam, atâta știam la 2 ani. Teiesc cu cuiețul și amami de scuieț. Are mama tei puro, puricării, puricărău, puricăstro. Da. Dar noi, familia mea, și-o dat seama că era o manevră la mijloc, mă înțelegi? Tata, țin minte, Dumnezeu să-l odihnească în pace, s-o enervat, s-o dus pe balcon, o luat o canistră, avea o canistră de 50 de litri de vin de butuc, o servit toată lumea. Pe cuvântul meu de onoare, după 2 ore, orice membru a familiei mele întrebai, putea să jure că sunt în continuare atins de geniu. Și așa a rămas până în ziua de azi. De asta vă spun, nu mai săriți în capul unui om care povestește că la 2 ani jumate vorbea cu mămica lui despre mineri, pentru că nu toți ne naștem egali, dragilor. Îmi pare rău să vă anunț, să vă trezesc la realitate. Da, și ca să închei într-un ton mai filozofic, pentru că ăsta e apanajul oamenilor geniali, vă pun 2 întrebări la care vă rog să meditați. Dacă nu Bulai, atunci cine? Dacă nu la 2 ani jumate,
atunci când, înainte să mă cul număr banii din făcut. Dacă nu eu, atunci cine? Nu știe mai bine să facă banul ca mine. Dacă nu eu acum, atunci când, înainte să mă cul număr banii din făcut.